astăzi oamenii, fie când sunt foarte puțini adunați ca să se închine lui Dumnezeu, folosesc textul care spune, unii sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu acolo, alții în întâlniri foarte dubioase, așa, foarte exotice, exuberante, extravagante, afirmă că în locul ăla e prezența lui Dumnezeu. Întrebarea este cum validăm ambele tipuri de experiență. Este Hristos prezent doar că se întâlnesc doi sau trei oameni care se numesc creștini? Este Hristos prezent în întâlnirile astea foarte exotice? Răspunsul se află, bineînțeles, în Sfânta Scriptură. Sunt suficiente exemple din care putem învăța cum se manifestă prezența lui Dumnezeu. De exemplu, în Isaia, capitolul 6, Isaia spune că l-a văzut pe Dumnezeu pe un scaun înalt. Lucrul acesta arată suveranitatea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu. Dacă eu spun că am experimentat prezența lui Dumnezeu și habar nu am nimic despre suveranitatea lui Dumnezeu, despre domnia lui Dumnezeu, despre faptul că eu trebuie să fiu sub autoritatea lui și să ascult, ci mai mult vorbesc despre liberul meu arbitru, că eu fac ce vreau eu și așa mai departe, cel mai probabil n-am experimentat nicio prezență a lui Dumnezeu. În al doilea rând, Isaia experimentează o revelare a sfințeniei lui Dumnezeu. Serafimii strigau unii către alții și spuneau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Nu spuneau: bun, 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 milos, 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 îndurător, îndurător, îndurător. Nu pentru că Dumnezeu nu ar fi așa, ci pentru că atunci când un om păcătos, și noi suntem păcătoși constant, atunci când un om păcătos ajunge să experimenteze prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, el ajunge să-și vadă păcătoșenia lui și ajunge să vadă sfințenia lui Dumnezeu, pentru că sfințenia lui Dumnezeu este atributul cel mai opus a ceea ce suntem noi, adică păcătoși. Desigur, suntem pozițional vorbind justificați, socotiți, neprihăniți, îndreptățiți prin jertfa Domnului Iisus, dar practic avem anumite păcate, greșeli, obiceiuri rele în viețile noastre pe care o revelare a prezenței lui Dumnezeu le scoate la iveală. În al treilea rând, Isaia vede slava lui Dumnezeu, vede strălucirea lui Dumnezeu, vede frumusețea lui Dumnezeu. Sunt atâția oameni care nu înțeleg că Dumnezeu este frumos, care nu văd nimic atractiv în Dumnezeu. Și asta este o dovadă a lipsei unei experiențe cu Dumnezeu, a lipsei manifestării prezenței lui Dumnezeu. În al patrulea rând, Isaia își percepe stricăciunea personală. Dacă vede suveranitatea lui Dumnezeu și se vede pe el cât de mic e, dacă vede sfințenia lui Dumnezeu și se vede pe el cât de păcătos e, dacă vede slava lui Dumnezeu și se vede pe el cât de puțin strălucitor și frumos este, cel puțin din punct de vedere spiritual, atunci Isaia are o percepție foarte puternică a stricăciunii personale. Dacă mai înainte striga ca și profet către alții, vai de cei care fac una sau altul, acum spune, vai de mine! Vai de mine, pentru că și-a văzut stricăciunea în lumina sfințeniei lui Dumnezeu. Zice, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Ăsta era păcatul lui Isaia, pe care el îl conștientizează foarte profund doar în prezența lui Dumnezeu. În al cincilea rând, Isaia primește ispășirea păcatelor. După ce își vede starea de păcat, își recunoaște starea, se pocăiește, își mărturisește păcatele, vine un înger care ia un cărbune de pe altar, un simbol al ispășirii, și îi atinge buzele ca să-i curățească și să-i ispășească păcatul. Întotdeauna manifestarea prezenței lui Dumnezeu ne duce la o înțelegere a soluției adevărate pentru păcatele noastre. Soluția nu este să scuzăm păcatele, să ne dezvinovățim, să dăm vina pe alții. Soluția nu este să spunem că noi suntem iertați pentru totdeauna, nu avem nevoie să ne pocăim, cum spun foarte mulți astăzi care, din punctul meu de vedere, nu mai sunt nici evanghelii, nici protestanți, ci apostați, ci soluția este să înțelegi că este necesară o ispășire constantă, continuă, pentru păcatele tale. Și singura ispășire pentru păcatele noastre este jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în final, când se aude întrebarea pe cine să trimit, Isaia spune, iată-mă, trimite-mă. În fața revelării puterii, caracterului, autorității, suveranității, sfințenii, slavei lui Dumnezeu, Isaia se vede atât de mic și se vede atât de nesemnificativ și se vede atât de privilegiat ca să poată răspunde chemării lui Dumnezeu la slujire. Dacă adunările sunt pline de oameni care nu slujesc și nu fac nimic, ci trăiesc într-un consumism din ăsta extravagant și extrem, se datorează faptului că oamenii nu experimentează de fapt prezența lui Dumnezeu. Da? Ne alegem câțiva profesioniști sau un păstor care să ne facă treaba și să ne hrănească pe noi și noi nu avem nimic de făcut altceva decât să consumăm. O revelare a prezenței lui Dumnezeu, o întâlnire reală cu Dumnezeu, duce la o dorință de a-L sluji pe Dumnezeu, duce la a vedea privilegiul de a-L sluji pe Dumnezeu. În lipsa acestor lucruri, absolut orice experiență este egal cu zero. Și nu doar că este egal cu zero, poate să fie rezultatul unor înșelătorii diabolice sau
sau cel puțin niște autoînșelătorii sau manipulări în masă psihologice. Da? Nu sunt decât niște experiențe spirituale, dar nu duhovnicești, de întâlnire cu Dumnezeu, niște experiențe emoționale, sentimentale, extatice, de decuplarea minții de realitate sau orice alt lucru. Dacă nu există realitățile alea, nu există o întâlnire reală cu Dumnezeu. Și câte întâlniri astăzi nu se proclamă și oamenii nu se laudă cu manifestarea prezenței lui Dumnezeu, când de fapt nu a fost Dumnezeu. Și asta este o bajocorire la adresa lui Dumnezeu. La propriu este o bajocorire la adresa lui Dumnezeu să spui că Dumnezeu e acolo și să nu fi fost decât o senzație psihologică, o senzație sentimentală, o experiență lăuntrică care n-are nimic de a face cu Dumnezeu. Citiți Isaia 6, studiați Isaia 6 și să vedeți cum se manifestă întotdeauna Dumnezeu.